Laura Codruța Chioveși neagă faptul că ar exista vreun conflict sau tensiuni în interiorul DNA. Procurorul șef susține că activitatea la Direcția Națională Anticorupție se desfășoară normal. Chioveși a făcut aceste declarații la sosirea la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde a fost discutată solicitarea sa de revocare din funcție a procurorilor DNA Doru Tuluș și Mihaela Iorga. Nu este vorba de niciun conflict, este o cerere prin care am cerut un aviz consultativ în vederea revocării a doi procurori care lucrează din DNA. V-aș sfătui să citiți regulamentul de organizare și funcționare al DNA, care spune exact ce atribuții are procurorul șef. Și din moment ce exercit această funcție, trebuie să-mi exercit aceste atribuții. Nu-mi dau nicio demisie. La rândul său, procurorul general al României, Augustin Lazar, a dat asigurări că DNA este o structură puternică. Vă asigur că DNA este o structură de elită a Ministerului Public, în care Uniunea Europeană a investit bani mulți, are un corp de elită, ca și de altfel întreg Ministerul Public, și DNA își va clarifica în zilele imediat următoarele toate problemele. Scandalul este în jur, este produs de nu dezinteresat. Faptul ca cineva să comită o faptă în DNA nu înseamnă tensiuni, înseamnă că acel cineva va fi găsit. Președintele Klaus Iohannis a declarat din nou că este foarte mulțumit de activitatea parchetului general și a DNA și de activitatea conducerii acestor instituții. Nu văd niciun motiv de suspendare. Am auzit prea multe așa zise interceptări, ascultări, interpretări ca să mai cred în ele. Cei indrituiți de lege să verifice aceste lucruri vor face verificările de rigoare și la final vom afla cu toții unde este adevărul. Iohannis a fost întrebat de jurnaliști dacă va semna o eventuală propunere a Ministrului Justiției pentru demiterea Laurei Codruța Chioveși de la conducerea DNA. Aștept cu mare interes concluziile verificărilor care se fac instituțional. Dacă voi semna sau nu, asta este din filmul Dacă și Parcă. Când vom avea o concluzie, discutăm pe ea.